Da, bun, am reorganizat nițel pe aici, am mai optimizat, după ce am optimizat și iarăși am optimizat, deci optimizare peste optimizare, e optimization aici. Da, și tot așa o să fie zi de zi, să zic așa, cu optimizările vieții. Da, bun, dulapul ăsta e gata, să zicem așa, gata. O să vreau neapărat să schimb LED-urile alea. Sfaine, it's cool, dar albul ăla, numai alb nu e și mă stresează din care afară chestia aia. Dar, oh well, măcar are funcțiile astea mișto și o să fost simulat. O să-l punem altundeva, că e cool banda aia de LED. Jos mi-am făcut loc pentru încărcătoare, o să fie perfect aici, nu m-am țip bateriile, pac-pac, l-am încărcat. Aici o să fie obiectivele, care deocamdată sunt acolo în ghiozdan. Asta o să fie aici, în mod normal, așa, și aici iarăși pentru accesorii, chestii și dulapul ăsta au rămas pentru predări și cănuri. Și ne-a mai venit încă o comandă de invitații și am zis că hai să facem o chestie interesantă. V-am arătat hârtiile alea ieri, care s-a atâta, zic 70x100 și o să printăm acum invitații direct pe 70x100 și apoi o să le... Mă rog, bun, Diana, nu eu. Tu o să le tai, nu eu. Tanti, ești cu coală la cap? Zici că e o discotecă pentru furnici. It's a club for rents. Am descoperit ceva funky. Știți că v-am arătat că noile folii DTF scrie aici hot peel. Ok, bun, totul clar, adică se de jos la cald, nu la rece, cum se dau astea normale, mă rog, asta cu care veni prima dată imprimanta. Dar sub asta cu de sticăre, dar acum nu știu ce să cred. Și pe asta scrie hot peel. Dar dacă dai asta jos, atunci când e cald, vine pe folie. Da, rămâne imprimeul tot acolo, rămâne pe suport, nu rămâne pe haină. Haide, aha, trebuie să cerem niște lămuriri. Trebuie să întrebăm care e șpilul. De ce scrie hot peel și trebuie dat la rece? Ok, rebranding. O să trimitem un mail la AMD să întrebăm exact care e șpilul cu ele. La noi e duminică. Așa arată o zi de sărbătoare la noi. Voi ce faceți duminică? Și invitația se apropie, e final. Sunt gata astea. Mai trebuie coala asta mare tăiată și după aia câte plicurile din colile astea. Nice! Dacă tot suntem la capitolul de lămuriri, să zic așa, v-am arătat acum, nu știu, acum un episod sau două, ceva de genul ăsta, cum le-am făcut astea, lanyard-urile, și ne-a sugerat toți că este o bandă termorezistentă pe care o putem folosi la presă. Da, știm, avem. Și m-am arătat într-un episod, adică mai multe când o folosim. Da, noi o folosim la șepci, în mare parte, banda asta, pentru că e destul de fiddly, e destul de nevoios de lucrat cu ea, să tot pui câte un picuț de bandă, să o reglez, să o așez frumos. Nu, când faci multe chestii, banda aia nu e o soluție. Mai ales în cazul printurilor astea DTF, care trebuie printate de două ori, mă rog, presate de două ori, e chiar foarte nevoie de lucra cu banda. Banda o folosim, da, la șepci, când suprafața e neuniformă, e curbată, e bla bla, nicio șansă să stea bine imprimeul. Dar da, nu e o soluție banda. Ați fost așa de tare că unii chiar ați vrut să ne trimiteți bandă. Da, mersi tare mult, avem, e ok, mersi. Trebuie răbdare și timp în plus să lucrez cu ea. Ghiși ce n-avem noi, timp. Răbdare. Hai că răbdare avem, timp n-avem. Nu știu ce am stins becul aici. Am printat calupul ăsta de poze și, mă rog, calupurile și mi-am dat seama că noi pe site nu avem poze cu calupuri de poze printate. Și ar trebui să rezolvăm chestia asta. Așa că... Ești cine ai pregătit pentru poze? Ma, chiar de mete. Așa.
O să așez calupurile astea de poze în cubul foto și o să fac poze de produs la poze. O să încerc să fac pozele astea cu 50. Nu am mai făcut de mult niște poze cu 50. 51 un loc fix și a... E doar. Da, bun, și cam așa le-am aranjat aici, arată cam funky, dar ar trebui să arate bine pozate. Deja și știu cum o să arate versiunea a doua a cubului ăstuia. O să schimb LED-urile, după cum am zis, cu altele albe, nu albastre, și vreau să mai pun încă ceva. Sincer să vă zic, chiar îmi plac cum ies pozele aici, adică chiar mi se pare practic să am ăsta gata, pregătit aici, să-l opresc, că se conduce expunerea. Așa, e foarte fain să fie acolo gata, pregătit, numai cât să-mi pun produsul și pac, 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 două, trei poze. Lux! Și dacă mai sunteți care aveți așa mici business-uri de producție, care aveți, nu știu, chestii, care produceți chestii mici, mai ales, cred că ar fi o chestie foarte practică să o ai în atelier, în studio, în birou chiar, că nu ocupă mult spațiu și să fie acolo permanent, tot timpul pregătit. Cuburile foto, alea profi, sunt niște prostii, nu vă las așa ceva, și în plus le ales și trebuie lumini externe mari, sunt alea cu LED, dar nu știu exact cât de rezistente în timp și nu, trebuie să le așezi undeva și dacă trebuie să le ștergi de praf, e super flimsy, așa, păi un dula. Deci slabe șanse să se deterioreze. Și m-a costat 100 de lei banda de LED, cu tot cu încărcătorul, cu tot cu transformator și telecomandă, tot a fost setul 100 de lei. Un cub foto bun, e vreo 500 de lei fără lumini, fără nimic. Așa că, meh. Și cu asta ne vedem mâine. Ciao!